Acest videoclip poate conține scene violente sau sângeroase. Scopul principal al acestor informații explicite și detaliate nu este pentru a oferi un conținut șocant, senzațional ori scandalos, ci în contextul realizării descrierii complete a personajului fictiv din această serie documentară intitulată Criminal Horror, este pentru a oferi suficiente informații pentru ca spectatorii să înțeleagă ce se întâmplă în videoclip. Nu încurajezi niciun fel de act de violență. Pentru o experiență diferită, folosiți căștile. Multă atenție! Acest videoclip conține doar spoilere. Introducerea unui criminal horror. Salut pe toți oamenii buni și nebuni, dar mai mult nebuni, și în mod special pe toți fanaticii de pe pulzero.com. În acest episod din seria intitulată Criminal Horror, doresc să vi-l prezint pe Nolan Grayson din Invincible, cunoscut ca și Omni-Man, un erou surprinzător și cel mai excelent apărător al pământului. El este un om dulce și de încredere pentru familia sa și pentru lume, un exemplu de urmat, dar totul se schimbă atunci când comite niște acte oribile, arătându-și adevărata sa natură. Voi da foc planetei înainte de a mai trăi un minut printre aceste animale! Acum liniște, vă rog, începe un nou episod din seria unui criminal horror. Cine este Omni-Man? Omni-Man este cel mai mare supererou al Pământului în universul Image Comics. Este un extraterestru care s-a născut pe planeta Viltrum și apără cadranul nostru galactic împreună cu gardienii globului. Chiar dacă aceștia lucrează împreună pentru a învinge numeroși răufăcători, el nu a acceptat niciodată în mod oficial să se alăture echipei. Când nu patrulează prin lume, trăiește sub identitatea secretă de Nolan Grayson, un scriitor renumit și foarte devotat familiei sale. Deborah, soția sa, l-a învățat totul despre moralitatea pământeană, iar împreună au un fiu, Mark Grayson, sau Invincibilul, pe numele său de erou. Puterile și abilitățile lui Omni-Man. Așa cum Superman își trage puterea din descendența kryptoniană, puterile lui Omni-Man provin din fiziologia sa viltrumită. Genul său se aseamănă fizic cu oamenii, dar posedă abilități de invidiat, cum ar fi superforța, viteza, rezistența și invulnerabilitatea. Chiar și atunci când este rănit ocazional, corpul său are un acces la un factor de vindecare accelerată. De asemenea, îmbătrânește cu o rată ultra redusă și poate trăi mii de ani, poate zbura chiar și în spațiu și își poate ține respirația timp de săptămâni întregi, iar genetica sa dominantă îi asigură cu certitudine ca copiii săi să îi moștenească puterile. Cine sunt Viltrumii? Nolan nu a mințit doar în legătură cu identitatea sa. Întreaga poveste pe care o spune despre poporul său este o iluzie. El spune că Viltrumiții sunt o rasă extraterestră altruistă de pe o planetă îndepărtată care trimite misionari cu superputeri pentru a proteja fiecare planetă de amenințările exterioare. Dar asta e ceea ce vor ei să crezi. De fapt, Viltrumiții sunt cuceritori ai universului care își selectează cei mai buni războinici prin lupte, selecție naturală și eugenie pentru a înrobi popoare și a le secătui resursele naturale. În numele lui Viltrum, această obsesie pentru puritate a făcut ca specia să fie sensibilă la un virus care le-a redus populația la doar 50 de indivizi. Prin urmare, înrobirea noilor civilizații a devenit crucială pentru a asigura supraviețuirea speciei. De ce i-a ucis Omni-Man pe gardienii globului? Primul episod se încheie cu o întorsătură surprinzătoare. Omni-Man își cheamă aliații, gardienii globului, la sediu, doar pentru a-i ucide unul câte unul în cel mai grotesc mod posibil. Astfel, descoperim că eroul atotputernic nu este atât de simpatic pe cât pare. De fapt, scopul său final este să domine pământul și să subjuge oamenii în numele Imperiului Viltrumit. Uciderea celor mai mari protectori ai planetei, slăbind șansele noastre de rezistență, este doar o piesă din planul său. În cele din urmă, el intenționează să le ofere oamenilor două opțiuni, să accepte protecția și conducerea sa sau un genocid complet al întregii populații, lucru de care, având în vedere finalul celui de-al doilea episod, știm că este pe deplin capabil. De ce m-ai obligat să fac asta? Te lupți ca să-i vezi pe toți cei din jurul tău murind. Gândește-te, Mark, vei rezista mai mult decât orice ființă fragilă și nesemnificativă de pe această planetă. Vei trăi să vezi cum lumea asta se va face praf și va dispărea. Toată lumea și tot ceea ce cunoști va dispărea. Ce vei avea după 500 de ani? Este Omni-Man rău? Nu, moralitatea este un concept strict uman, așa că este greu de afirmat că Omni-Man este un tip rău în mod categoric. În prima fază a benzii desenate, el este practic un genocidar brutal, dar când Mark descoperă tot ceea ce a făcut, Omni-Man se căiește datorită iubirii autentice pe care o simte pentru fiul său și fuge de pe pământ pentru a evita colonizarea acestuia. Atunci începe un arc complex de răscumpărare. Nolan devine liderul unei noi planete, dar de data aceasta nu trebuie să domine prin violență.
influență. Această rasă are un ciclu de viață concis, iar cel mai în vârstă sfârșește prin a deveni lider. În calitate de împărat, Nolan este o persoană mult mai bună și începe să caute mereu o modalitate mai puțin violentă de a rezolva conflictele. Cine este Kid Omni-Man? În timpul șederii sale pe planeta Traxa, Nolan se recăsătorește cu Andressa și dă naștere unui fiu hibrid. Copilul se naște cu pielea de culoare purpurie, lucru pe care Viltrumiții nu l-au putut accepta. Când agenții Viltrum invadează Traxa, în căutarea lui Nolan, împăratul își trimite fiul pe pământ, unde este crescut de fosta sa soție, Debbie. El este numit Oliver de către mama sa adoptivă și crește mult mai repede decât un om obișnuit sau viltrumit, iar la scurt timp își arată puterile și luptă împotriva criminalității sub numele său de erou, Kid Omni-Man, după numele tatălui său. Este planeta Viltrum distrusă? Da, planeta Viltrum sfârșește prin a fi distrusă din cauza unui război agresiv între poporul său și coaliția planetelor, uniunea liderilor intergalactici care se opune colonialismului viltrumit. Când Omni-Man a fost întemnițat pe Viltrum, el este în cele din urmă eliberat pentru a-i ajuta în cauza lor. Hotărât să se ridice împotriva poporului său, Nolan călătorește în jurul universului, convocând aliați pentru războiul care va urma. Printre cei mai puternici recruți se numără chiar fiii lui Nolan, Mark și Oliver Grayson. Bătălia este brutală și se încheie cu explozia lui Viltrum. Conducătorul său, marele regent Trag, pornește într-un dezmăț sângeros cu represalii, anihilând o parte din coaliție și chiar rănindu-l grav pe Nolan înainte de a fugi. Sângele strămoșesc. Nolan este un descendent direct al lui Argal, cel mai remarcabil conducător pe care l-au avut vreodată Viltrumii. Această descoperire îl supără profund pe Trag, care se crede că el este cea mai bună opțiune pentru viitorul poporului său, mai ales că nu este de acord cu convingerile pacifiste a lui Omni-Man. Trăirea cu Omni-Man a schimbat cu adevărat pe Nolan, iar el crede că același lucru s-ar putea întâmpla și cu ceilalți Viltrumiți. Cei doi se înfruntă în spațiu într-un duel final. Trag era pe punctul de a câștiga lupta, dar Viltrumiții intervin după ce află despre strămoșii lui Nolan. Aceștia îi jură credința lui Omni-Man ca noul lor lider. Scurtul lor timp petrecut pe pământ a fost suficient pentru a-i infecta cu frumusețea lumii noastre, iar ei decid să trăiască în pace printre oameni. Moartea lui Omni-Man. După înfrângerea sa, Trag este exilat, în timp ce Viltrumiții trăiesc în armonie cu oamenii. Tiranul invadează Traxa și începe să creeze o armată de hibrizi pentru a reconstrui rasa viltrumită în felul său. Temându-se de daunele pe care Trag le poate provoca universului, Omni-Man își convoacă aliații pentru confruntarea finală. Trag înfruntă forțele pământului într-o luptă sângeroasă pe marginea exterioară a soarelui. În timpul conflictului, Trag îl înjunghie pe Nolan în inimă. Mark, fiul lui Omni-Man, adică invincibilul, reușește în cele din urmă să îl învingă pe tiran și îi aruncă trupul în soare. Dar rănile lui Omni-Man sunt prea grave și, din păcate, sfârșește prin a muri. Cu toate acestea, oare putem uita oroarea pe care a făcut-o ucigând sufletele nevinovate? Aștept răspunsul vostru în comentarii. Încheierea unui criminal horror. Înainte să închid videoclipul, vreau să vă spun primul comentariu nou și pe subiect la episodul anterior din Criminal Horror. Deși a fost un moment scurt, îmi place că a specificat că Zodiacul și-a dat singur numele. Știam mulți oameni care nu știau de ce îl cheamă așa. De asemenea, doresc să vă arăt secvența necenzurată din episodul anterior. Sunt extrem de multe cutremure care s-au produs în întreaga lume, dar din păcate, nimeni nu a știut secvența cenzurată din episodul anterior. Dar o altă secvență cenzurată urmează chiar acum. Nu sunt inspirat de idei inconformiste, rupte din reviste cu peisaje rariste și pe urmă să mă cred artist în liniște. Știi videoclipul cenzurat? Lasă un comentariu în care scrii titlul videoclipului cenzurat, urma de linkul acestuia și secunda unde se află secvența exactă. Iar dacă ai peste 18 ani și ești fanatic pe site-ul pul0.com, te voi contacta video pe WhatsApp
și vei putea transmite în încheierea următorului episod un mesaj de până în 30 de secunde oamenilor buni și nebuni care urmăresc această serie cu Puls Zero. Acum, vreau să vă spun câteva comentarii pe subiect de la episodul anterior din Criminal Horror. Apreciez munca depusă și e top. De la video la video, devii mai bun. Ador faptul că ai revenit printre noi cu seria asta. Videoul ăsta a fost perfect făcut, cu cele mai clare descrieri. O experiență auditivă superbă și vizualul a făcut toată atmosfera genială. Continuă, te rog, cu seria asta. Așa mai învăț ceva nou. Senzațional videoclip. Detaliat, precis, mai pe scurt, așa cum trebuie. Eu unul cred că Earl Van Best a fost Zodiac. Se potrivește portretului și am citit cartea. Dacă e adevărat ceea ce spune acolo, e posibil ca el să fi fost, dar și Arthur e posibilitate. Dar nu arată ca în portret. Totuși, Zodiac a spus că a greșit portretul. Orice se poate. Foarte interesant și inteligent acest Zodiac. Cât despre film, e favoritul meu din toate timpurile. Legendele rămân legende. Foarte bine realizat clipul și foarte underrated. Ai un like de la mine. Domnul Pul s-a întors în forță cu aceeași calitate ca pe vremuri. Videouri geniale ca pe vremuri, n-aș schimba nimic la ele. Nu uitați! Primul comentariu pe subiect la acest videoclip va apărea în încheierea următorului episod din seria Criminal Horror, iar alte 10 comentarii aleatorii, dar pe subiect, vor apărea la scurt timp după. În încheiere, doresc să-mi răspundeți sincer la întrebările următoare pentru a stabili și a regla cu exactitate și cât mai precis informațiile atât de necesare calității înalte pe care vreau să o expun în această serie. Sunt foarte deschis criticilor constructive, iar din acest motiv aș avea rugămintea să dați un like sau un dislike și să-mi lăsați un comentariu cu motivul pentru care v-a plăcut sau nu, ce ați modificat și de ce. Dacă ați mai adăugat și alte informații pe care poate le-am omis sau dacă totul a fost pe măsura așteptărilor voastre. De asemenea, puteți sugera un personaj fictiv sau real pe care ați dori să-l vedeți în următorul episod din seria Criminal Horror. Și nu în ultimul rând, doresc să vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit, iar dacă doriți să fiți înștiințați despre următorul videoclip, vă rog să vă abonați canalului și să vă activați notificările pentru a nu rămâne fără Puls Zero.